Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Europa Cristiană. Lumea e neliniștită, unii sunt fericiți, alții sunt înspăimântați. În orice caz, nimeni, cum spuneam, nu e liniștit. Alegerile americane care l-au adus pe Donald Trump în poziția de a fi ceea ce în mod tradițional se socotește cel mai puternic om al lumii, au generat reacții de toate felurile. Unii, cei mai mulți, s-au declarat șocați. Nu-mi dau bine seama de ce. Alții, cum spuneam, au jubilat. Însă, cred că încet, încet vine vremea analizei, încet, încet vine vremea gândului rațional și mai ales încet, încet vine vremea înțelegerii. Ca să înțelegem exact ce e cu Donald Trump, la ce ne putem aștepta, mai ales noi în România, după această formidabilă schimbare în politica americană, îl avem astăzi invitat în emisiunea noastră pe, cred, cel mai potrivit om cu care putem discuta așa ceva. E vorba de domnul conferențiar universitar Iulian Fota. Bună seara, bine ați venit. Mă bucur că sunteți în studioul nostru. Onoare de invitație. Va fi o emisiune un pic mai specială, pentru că eu de obicei mă păstrez în postura de a pune întrebări. Dar de data asta, în fine, mă simt și eu un pic provocat de subiect. Și pe parcursul multor ani am avut discuții foarte plăcute cu Iulian Fota pe diverse teme de politică externă, de geopolitică, securitatea națională și așa mai departe. Prin urmare, aș vrea, dacă putem, domnule Iulian Fota, să readucem un pic spiritul amical al discuțiilor noastre și în studioul Trinitas de astăzi. De ce nu? Mai ales că sunteți unul din cei care cunosc bine America. Ați împărtășit experiența americană prin experiență proprie, nu? Ați stat o perioadă... Ca și dumneavoastră, nu? Da, e adevărat că eu eram navetistul de serviciu. Dumneavoastră ați avut privilegiul de a locui acolo o perioadă mai lungă de timp și atunci poate știți America ceva mai bine, America profundă. Vedeți, când te duci la Washington câteva zile, faci turul instituțiilor, pleci, nu apuci să ieși în afara Washingtonului, nu apuci să vorbești cu oamenii obișnuiți din America. Tot timpul vorbești cu funcționari, cu diplomați, cu oamenii politici. America nu se reduce la Washington. America nu se reduce numai la Washington și New York, că în aceste alegeri New York au avut un rol important de jucat. Cei doi candidați având baza, cartierul general acolo. Asta e. America, la 200 de kilometri de Washington, este foarte diferită. Cred că odată am apucat să merg să vizitez un prieten înspre Ohio și efectiv este o altă America. Am rămas foarte surprins cât de diferită e America din Ohio, unde sunt foarte mulți români, apropo. Da, da. Sunt multe biserici românești, da, și de o confesiune și de cealaltă. Deci, cred că ne putem completa în această emisiune, ținând cont de experiența fiecăruia și relația fiecăruia cu America. Splendid. Bun, trec direct la Donald Trump. Întâi o să vă mărturisesc că analiza făcută înainte de aceste alegeri, cum că pentru România ar fi mai bine să iasă Hillary Clinton decât Donald Trump, este o analiză pe care am împărtășit-o în mare măsură. Întâi pentru că de felul meu sunt un om prudent și atunci mi s-a părut normal că e preferabil un președinte predictibil. Știam foarte bine comportamentul doamnei Clinton din vremea în care a fost secretar de stat și senator înainte, decât un președinte despre care de altfel nu știm nimic. Pe de altă parte, sigur că bezelele pe care Donald Trump și le-a aruncat peste gard cu Putin în timpul campaniei electorale au fost mai degrabă de natură să ne neliniștească. Credeți la fel? Da. Deci, asta am spus și eu. Cred că, și am avut argumente și le prezint imediat, da, cred că este mai bine pentru România dacă va câștiga doamna Clinton, dar nu putem exclude scenariul Donald Trump ca președintele Americii. De altfel, am și emis o teorie și țin la teoria asta, nu de alta, dar e confirmată. Undeva prin luna mai acestui an, într-o discuție cu mai multă lume, și erau vreo 30-40 de persoane, am emis acea teorie a sfârșitului lumii. Cu alte cuvinte, ce ar trebui să se întâmple în lumea asta relațiilor internaționale, ca pentru noi asta să însemne intrarea în totul alt context. Punerea în discuție a parametrilor de bază cu care noi am operat și cu care am fost obișnuiți. Lumea pro-occidentală, euroatlantică, pe care am avut-o în ultimii 27 de ani.
Și în analiza mea, într-o matrice pe care am prezentat-o atunci cu bine și rău, din punct de vedere internațional, rău însemna Brexit și domnul Trump. Deci, repet, mai... Rău în sensul de schimbare... Schimbare în dezavantajul României. Da. Schimbare care creează incertitudine, da, care ne creează nouă problemă și de racordare, dar poate genera și pericole. Sigur. Și acum, deci, nu am... Chiar în revista 22, acum, mi se pare că între cu vreo săptămână înainte de alegeri, am spus lucrul ăsta, că dacă domnul Trump câștigă, deci nu am exclus niciodată posibilitatea asta. Uh-huh. Aici fac o paranteză. Mai ales că mi s-a părut un pic suspect că prietenii mei din America nu mai înțeleg ce se întâmplă în țara lor. Și ce vreau să spun? Am fost în America... O secundă, american din America. American din America. Uh-huh. Acum un an, în octombrie anul trecut, eram pe la Washington. Uh-huh. Și bineînțeles, ce pot să întreb, știind că vin alegerile... Cine câștigă? Cine câștigă? Evident. Normal, da. Apropo de prognoză, forecast. Ce mi-aduc aminte foarte bine este că marea majoritate, dacă nu chiar toți amicii mei, oameni serioși, oameni cu carte, oameni care lucrează în think tank, mi-au zis, nu-ți face griji, Donald Trump nu e un candidat serios, e de culoare, o să dispară, e doar o poveste. Da. Și am părăsit Washingtonul, repet, octombrie anul trecut, cu speranța că e bine. Ne place wishful thinking-ul. Dacă auzim că e bine, crede mult mai repede decât dacă ne spune ceva că e rău. Asta e filmul. Bun, ce s-a întâmplat știm. Donald Trump este președinte. A venit președinte. Acum. Cu Donald Trump președinte, lumea și-a ținut un pic răsuflarea. În momentul în care noi facem această emisiune, avem deja câteva interviuri pe care Donald Trump, în calitate de președinte ales, le-a dat. Și mesajul pe care îl dă, sau măcar spiritul în care se manifestă acum ca președinte ales, pare un pic diferit, sau chiar foarte diferit, de genul ăla năbădăios, bătăios, agresiv. Asta sporește confuzia, că nu o lămurește. Ce se întâmplă? De ce am crezut că doamna Clinton ar fi putut fi o soluție mai bună pentru România? În primul rând, am plecat la o întrebare simplă. Cine cunoaște mai bine România? Cine a lucrat cu România până acum? Bineînțeles, în bine și spre României. Sigur. Cine este persoana care cunoaște bine Europa Centrală, Europa, problemele noastre? Era clar că aici, fără discuție, la toate. Doamna Clinton e până la urmă secretarul de stat al Statelor Unite, care a semnat documentul declarația partener strategic. Corect. Ministrul Bakonski. Deci a fost direct implicată în lucruri bune pentru noi. Și atunci e firesc, comparativ cu domnul Trump, care... Așa, nu știm. Nu știm cine nu este. Știm. Și aici este, acum ajung la domnul Trump. Asta este marea problemă cu domnul Trump. În primul rând, mai întâi de toate, nu știm cine este domnul Trump din punct de vedere politic. Știm că a făcut afaceri și acelea cu mai mult sau mai puțin succes. E bogat, are miliarde. Dar activitate publică, n-a avut niciodată poziție publică. Da. Expertiză, experiență. Zero. Domnul Trump este un om cu foarte multă carismă, asta este clar. De fapt, așa și câștigat. Da. Dar carisma asta nu e dublată, cel puțin din ce știm noi până în acest moment despre dânsul, de expertiză și competență. Nu spun că n-ar putea fi un om competent, dar lucrurile astea noi încă nu le putem judeca pentru că nu le avem ca și informație publică. Ăsta ar fi al doilea element care a îngrijorat, că e important. Ce am văzut la domnul Trump? Am văzut un tip de radicalism în gândire, care evident că în general sperie. Nu vrea nimeni zdruncinătură. Toată lumea vrea un zbor lin. Uh-huh. Oricând ți se spune fasten your seatbelts, strângeți. Da, clar, că lumea are un sentiment anxietate de angoasă. Deci domnul Trump a zdruncinat destul de mult politica internă americană, inclusiv relația cu aliații. Când vine și spune că NATO este învechit, demodat, evident că te strângi, te zgribulești și zici, aoleu, ce-o fi vrând să spună? Eu aș vrea să fiu un pic apărătorul lui Donald Trump aici. Și vreau să spun două lucruri. Întâi că, cum bine știți și dumneavoastră, această mică frustrare în America, că ei plătesc de fapt pentru securitatea multora care iau de gata și la o adică îi mai și înjură pe stranii. Aici am fost de acord cu el. Aici am fost când a spus că trebuie plătit mai mult la europeni. Da, există frustrarea asta de mult. Și noi știm și în administrația Obama, și în administrația Bush înainte, aveai măcar cât un general, dacă nu chiar cât un om politic, care spunea, dom'le, totuși nu e în regulă, noi plătim 70% sau 80% din facturile de la NATO, îi apărăm pe europeni și la o adică europenii fac manifestații împotriva americanilor că suntem cam războinici. Nu-i corect. Bun. Deci sentimentul ăsta preexista. Este nu e o născocire a lui Trump. Bun. El sigur că probabil l-a pus într-un mod, impetuos în față. În al doilea rând, eu aș mai spune ceva în legătură cu... Sigur, omul e impredictibil, dar aș mai spune ceva. E un om de afaceri. Eu mă aștept ca Donald Trump să nu fie un președinte războinic. Pentru că oamenii de afaceri nu sunt războinici sau sunt războinici la nivelul discursului și la nivelul unei competiții într-un cadru în care totuși
interesele lui și banii lui pot produce. Să știți că nu vrea nimeni un președinte războinic. Nu, evident. Dar există temerea că a venit Trump și ăsta o să fie suficient de nebun să ne bage în război. Am auzit și asta. Eu cred că nu. E o exagerare. Ne trebuie un președinte ferm. Nu neapărat. Adică nu vrea nimeni un președinte războinic. Uh-huh. Nu vrea nimeni război. Și ce spuneți cu omul de afaceri, sunt absolut de acord. Comerțul se face pe timp de pace, absolut. Nu pe timp de război. Clar. Noi avem însă o prejudecată marxistă băgată în creierul nostru, care spune că, în fine, capitaliștii vor mereu război, că ei speculează și câștigă. Nu, asta e o aiureală. Nu. Prostie. Toți oamenii de afaceri vor un climat calm în care ei să-și facă afacerile. Nu o să vezi niciodată un om de afaceri, dacă îl întrebi, du-te și investește acum în Irak sau în Afganistan, sau ce nimeni. Absolut, nu e o zonă absolut. Pentru ei. Și mai ales că războiul în epoca asta costă, cum să spun, foarte mult. Corect. Foarte mult. Războiul ăsta tehnologizat este mult mai scump, evident, decât ce am avut acum 100 de ani. Evident. De aceea nici nu se grăbește lumea să facă război, pentru că toți știu, inclusiv cei care mai folosesc armele din când în când, că costă foarte mult. Foarte mult. Bun. Deci eu am asta de spus, să zic așa, într-un fel în apărarea lui. Dar aș vrea să deschidem un pic și, cum să spun, punctul concret al relațiilor americano-ruse. Ce anticipări aveți? Deci, teama față de domnul președinte ales Trump este dublă, dacă mă întrebați pe mine, în Europa. Da. Este, pe de-o parte, o teamă de radicalismul ideologic al domnului Trump. Și aici trebuie să spun un lucru. Senzația mea este că, totuși, Europa s-a implicat în construcția acestei agende progresiste. Rigid în anumite privințe, că aici vreau să fac o paranteză. Accept punctul de vedere al celor care spun că și exponenții agendei progresiste au greșit. Uh-huh. Am avut rigiditate ideologică, am avut exagerări ideologice. Deci este clar că împingând, cum să spun, nu prea departe, prea tare, prea brutal agenda progresistă înainte, da. Cum să spun, partea cealaltă a societății a fost puțin depusă la zid, băgată într-un colț. Deci, ca să explic un pic reacția. Dar totuși, Europa în momentul ăsta nu ar vrea, și mie mi se pare corect atitudinea asta, să renunțe la agenda progresistă. Bun, trebuie corectată atitudinea, trebuie văzut unde am exagerat, dar eu cred că multe din ideile agendei progresiste sunt corecte. Și ideea de societate deschisă, și ideea de egalitate între oameni. Sunt lucruri care ar fi bine. Europa aici are un picuț de teamă că în acest radicalism pe care îl vedem nu neapărat la domnul Trump, ci la electoratul domnului Trump, este posibil să vedem excese în America care ar putea influența negativ discuția din Europa. E adevărat. Avem radicalii noștri din Europa, sigur, care acum sigur, se bucură. Acum e un moment, cum să spun, pentru mișcările de tip pro-Brexit, Le Pen în Franța, e un moment în care vântul le bate în pânze. E adevărat. Poate, de ce am insistat poate ne oprim un pic și asupra cauzelor ăsta, dar hai să revenim la povestea cu Rusia și ne întoarcem. De ce? Pentru că sunt legate. Da. De-aia am și început cu acest aspect. Am auzit la doamna Le Pen. Da. Acum, doamna Le Pen știm foarte bine că n-are nicio problemă să recunoască că da, am împrumutat bani de la o bancă rusească. Sigur. Și știm toți, mai ales cei care suntem de meserie, că rușii nu i-ar fi dat bani prin banca rusească dacă n-ar fi agreat o anumită atitudine sau acțiune politică a ei. Evident. Deci, și aici ajungem la a doua, pentru că, repet, cele două sunt legate. A doua îngrijorare a Europei. Îngrijorarea Europei este că domnul Trump s-ar putea să nu fie suficient de ferm în relația cu Rusia, s-ar putea să încerce o înțelegere cu Rusia pe deasupra europenilor. Deja e un semn mare de întrebare și sper ca președintele Obama, care mi se pare că chiar astăzi sau mâine va fi vizită în Germania, să mai lămurească lucrurile astea. E deja un semn mare de întrebare că, de exemplu, domnul președinte Trump a vorbit cu președintele Turciei înainte să aibă o discuție, sau măcar în același, cum să spun, în acea secvență să fie avut o discuție și cu câțiva dintre liderii europeni importanți. Deja a invitat-o pe doamna Theresa May în vizită la Washington, ceea ce ar însemna că America mai degrabă vrea să vadă Brexit-ul finalizat. Sigur, da, Trump a spus asta. Da, s-a și dus poate Nigel Farage la în vizită de curând, la ceea ce iarăși poate fi interpretat ca un gest anti-european, pentru că, sincer vă spun, în Europa, în multe zone, încă mai există o speranță așa mică, un fel, poate e un wishful thinking doar, că poate Brexit-ul ăsta nu va fi dus la capăt, mai ales că din punct de vedere constituțional britanic încă sunt niște semne de întrebare. Sunt probleme, dar eu vă spun că din punctul meu de vedere, eu nu mi-am dorit Brexit-ul și mi se pare că lovitură cumplită, dar pe de altă parte, cred că ar fi o bătaie de joc la adresa valorii fundamentale a Uniunii Europene, care este democrația, să-i păcălești pe oamenii aia, să-i spui am făcut un referendum care nu contează. Știți? Numai la noi în România avem referendumuri validate pe care și după aia nu mai contează nimic, mergem altfel. Nu. Acum, maturitatea noastră democratică asta încă este... Cred că, sper că în,
într-o democrație matură cum e cea britanică, ei nu se joacă. Dar acolo oricum e o păcăleală la mijloc. Oricât ar fi de dureros pentru noi. Oricum e o păcăleală la mijloc. Pentru că știți unde s-ar putea să fie păcăleala? Teza fundamentală a Brexit-ului a fost va fi mai bine pentru Marea Britanie așa. Așa, da. Ori, din discuții cu economiști, cu specialiști, lucrurile nu par deloc să stea așa. Adică, oricum se așteaptă în Marea Britanie, în momentul adevărului, când și ca urmare a negocierilor cu Uniunea Europeană, costul Brexit-ului va fi clar, va fi vizibil și se pare că e mare. Și s-ar putea atunci chestia asta să schimbe mult opinia. Sigur. O Marea Britanie unde o mare parte din societate încă n-a renunțat la ideea de a evita așa Brexit-ul. Apropo, Parlamentul de decizia convins, recentă. Da. Eu de altfel sunt ferm convins că dacă azi ai face referendum în Marea Britanie pentru Brexit, n-ar ieși. Dar trebuie să înțelegem că poporul este, nu să spun, o alcătuire capricioasă și dacă am plecat pe drumul democrației, asta este. Nu pot să spui, domnule, mai ales într-o chestiune care s-a decis prin referendum. E adevărat. Bun. Deși rostul democrației să facă să iasă bine pentru popor, adică nici. Păi da, dar împotriva voinței lui sau. Adică îi faci bine cu forța. Dacă poporul schimbă voința. A poporul și-o schimbă întotdeauna. Parlamentul nu e un reprezentant legitim al poporului. Dar și parlamentul și-o schimbă. Adică trăim într-o lume în care lucrurile sunt destul de fluide, cum zice Umberto Eco, trăim într-o societate fluidă. Fluidă, adevărat. Bun. Revenind acum la povestea asta, vreau să vă aduc aminte câteva lucruri pe care cu siguranță le știți, dar vreau să le pun în context. Există un flux și un reflux al relațiilor americano-ruse pe care eu l-am sesizat cel puțin în ultimele 3-4 administrații americane. Când a venit George Bush președinte, a anunțat că va deschide relația cu Rusia. L-a dus pe Putin la, nu știu ce, fermă în Texas. Au fost cele s-a uitat în sufletul de care, lui. De care noi ne-am amuzat, aia cu-l privesc în ochii mei, prieten. Da, da, da. Bun. La finalul mandatului Bush, relațiile erau de război rece. A venit Obama și ne-a spus că Bush a greșit. Că relațiile cu Rusia trebuie gestionate altfel. Și a anunțat ceea ce l-a numit major reset. Adică, cum am face noi la calculator, apeși butonul să se reseteze tot sistemul și de acum va fi bine. Era 2009... După ce Rusia a făcut deja războiul în Georgia. Da, era 2009-2010 și o grămadă de țări est-europene atunci, dacă vă aduceți aminte, au devenit îngrijorate. A fost o scrisoare publică semnată de foștilor președinți. Da, da, da. Nu știu ce, toată lumea aici. Nu cumva să se înțeleagă peste capul nostru. Temerea noastră istorică. Resetul n-a dus nicăieri. La finalul mandatului Obama, relațiile sunt încă mai reci între Rusia și America decât erau. Bun. Acum vine Trump și ne spune vreau să deschid relațiile cu Rusia. Ce vreau să spun este că observând această ciclicitate, este că de fiecare dată când un președinte, indiferent de ideologie, a întins mâna Rusiei, Rusia a făcut de fiecare dată câte ceva ce l-a făcut pe acel președinte să-și o retragă. N-are măsură. Deci Rusia, din păcate, în ziua asta de azi, nu are măsură. Prin urmare, ce vreau să spun este că, sigur, privesc cu oarecare atenție ce face domnul Trump acum și cum își transmite el bezele cu domnul Putin, dar, pe de altă parte, mă uit la această istorie politică și îmi spun e foarte plauzibil ca Rusia să facă ceva la un moment dat. Nu mai habar trebuie, n-am. A făcut destul. Ceva. Nu, vorbesc de, în relația cu America, încât America să-și întoarcă. Prin urmare, iar e fluidă treaba. Este. Și cum văd eu lucrurile astea? În primul rând, domnul Trump nu este un om cu experiență internațională. Uh-huh. Eu cred că în campanie electorală, într-un mod foarte calculat și inteligent, a mers pe ideea unei înțelegeri cu Rusia, pentru că americanul nu mai vrea America implicată în război. Sigur. Deci, a fost exact ca și... Aici fac paralela cu Roosevelt, care și-a dat seama că nu va câștiga alegerile dacă nu spune, nu ne interesează Europa, războiul lor, noi război. După care a venit Pearl Harbor-ul și ceva. Deci, eu cred că domnul Trump este într-o logică similară. Știa că dacă va fi contundent față de Rusia. În primul rând nu se mai putea opune doamnei Clinton, care era, cum să spun, antirusa de serviciu, cea cu atitudine antirusă. Și doi, n-ar fi fost o muzică plăcută pentru urechile americanului. Sunt sondaje recente care arată că 55-60% din americani nu mai vor ca America să fie implicată în tot felul de războaie. Sigur. De aceea și președintele Obama, spre sfârșit, a venit cu conceptul acela de building nation at home. Adică nu îi mai reconstruim pe alții. Haideți că e momentul să ne ocupăm de noi, să ne reconstruim pe noi. Sigur. Acum, ce se întâmplă? Pe de altă parte, și am fost la Washington acum o lună de zile, o lună și o săptămână. Rusia este din nou adversarul, dușmanul numărul unu al Statelor Unite. Uh-huh. Cum să spun? Deja eclipsează pe chinezi, prin toate aceste acțiuni ostile Statelor Unite. La nivelul Pentagonului, în primul rând, care niciodată n-a fost prea prorus,
Să nu uităm că în perioada în care America era prorusă, de fapt, de Partenerul de Stat, era cel care imprima chestiunea sigur, asta. Sigur. Pentagonul, într-o foarte mare măsură, și CIA-ul, agențiile securitate americane, rămâneau în continuare suspicioase. Și, bun, dar, pe teza pe care mulți occidentali au împărtășit-o, care s-a dus falsă că Rusia e slabă, au ignorat-o. În acest moment au înțeles toți că au o problemă cu Rusia. Am văzut oameni și în Statele Unite care vorbesc de regimul de sancțiuni pentru Rusia ca pentru Africa de Sud când era în apartheid. Sigur. Adică câte 20-30 de ani să fie menținut. Da, da. Deci, ideea asta că e o problemă cu Rusia de termen mediu și lung, haideți să ne pregătim, nu o să o rezolvăm cu una, cu două, e foarte puternic în acest moment în Washington. Deci, domnul Trump, dacă vrea să vină cu o altă abordare semnificativ diferită și nu arată cum ține Rusia sub control, cum face ca Statele Unite să nu piardă, să nu fie vulnerabilizată de Rusia, nu o să cupleze nimeni administrație la politica sa. Deci, mai ales că mai e un aspect interesant acum. Înțeleg, și așa citesc numirea noului șef de stat major. Da. Domnul Trump vrea să recupereze elita Partidului Republican pe care a pierdut-o în campania electorală. Oameni ca Ben Scowcroft și nu neapărat discipolilor. Da. Generalul Hayden, Michael Chertoff, oamenii lui George Bush și tatăl și oamenii care știu ce e politică mondială și relații internaționale. Oamenii ăștia nu sunt lângă domnul Trump acum. Dar eu cred că unii dintre ei așteaptă un semn să revină. Nu-i mai puțin adevărat că Trump a lăsat mereu să se înțeleagă că din cauza asta l-a adus ca vicepreședinte pe Pence pentru a avea o ușă deschisă tocmai la acest. Trebuie să-și recupereze partidul, că altfel nu va putea să... Bun. Dar eu pun pe masă o altă anticipare. Eu cred că așa, fără să fie războinic, dar Trump vrea și se va angaja încă din prima perioadă a administrației lui să rezolve problema cu ISIS, pe care știe bine că nu o poate rezolva decât prin război. Prin urmare, părerea mea este că se va duce către Rusia. Deci nu-i musai să fie războiul lor, poate fi războiul altora. Tocmai. Se va duce că noi știm prin proxies. Noi știm foarte clar că această nenorocire numită ISIS există încă pentru că americanii și rușii nu s-au înțeles cu privire la Orientul Mijlociu. Nu numai. Și jocul și mult mai complicat. Dar dacă America și Rusia ajung la un acord cu privire la viitorul politic și nu numai, și geostrategic al zonei, atunci lucrurile deodată, să zic așa, canalele se desfundă și soluția e imediat la îndemână. Părerea mea este că Trump va căuta acest tip de înțelegere cu Putin. Părerea mea este că Putin este dispus să joace în acest joc contra sigura prețului corect. Asta este și dacă mă întrebați pe mine, noi trebuie să ce înseamnă corect? Pentru cine? Prețul corect pentru Rusia și prețul acceptabil pentru America. Părerea mea este că primul lucru pe care îl va cere Putin va fi ridicarea sancțiunilor. Ei știm că sunt sufocați de aceste sancțiuni în momentul ăsta. Dar și ce înseamnă asta? Asta în mod direct, pe aici e o capcană. Aici să e o capcană. Să cer ridicarea sancțiunilor înseamnă în mod direct acceptarea ideii că Crimea... Sigur. Păi sigur. Ce discutăm? Sigur. Trump cred că va fi pus în fața acestui deal și va trebui evident să reacționeze. Acum să venim un pic în zona noastră. În acest peisaj tulbure. Nu știm, asta am convenit că suntem în fața unei mari incertitudini. Ce ar trebui să facă România ca să treacă prin perioada asta de turbulență cu bine? În primul rând și înainte de orice trebuie să ne adunăm ca țară. Și asta înseamnă câteva lucruri. În primul rând trebuie să ne adunăm, cum să vă spun, în jurul unei gândiri care să fie unice în țara asta. Eu văd România ca o țară foarte confuză din punct de vedere ideologic. Și aș putea să dezvolt credeți că problema ăsta. Ideologia în România? Da. Deci, noi, cum să spun, unii spunem că suntem dacoromani. Eu, de exemplu, sunt adeptul teoriei fondatoare a statului român modern, în care latinitatea este chintesența noastră ca țară și suntem dacoromani. Văd foarte mulți care spun, nu, domnule, suntem numai daci și românii erau niște invadatori. Pentru că paralela care dar este? Știți, dar știți pe aia care spun că de fapt latina era daca și că de fapt romanii erau daci. Eu intru într-o... nu discut aspectele științifice ale acestei discuții, că multe teorii nu s-ar putea susține. Dar din punct de vedere ideologic, e vorba de ideile la care noi ne raportăm și pe care noi le considerăm fundamentale pentru viața noastră. Deci când vine vorba de România, totuși trebuie să hotărâm o dată pentru totdeauna. Este sau nu România o țară occidentală? Este sau nu locul nostru firesc în Occident alături de ceilalți? Păstrăm mesajul fondator al statului român modern,
Pașoptul și 1859? Sau umblăm după variante care ni se par nouă salvatoare, dar care de fapt s-ar putea mai degrabă să ne îngroape? De ce? Pentru că am experimentat și varianta cealaltă. Avem anii 30 în care am crezut că ne salvează legionarii și mai rău ne-am îngropat ca țară. Avem anii 70-80 cu naționalismul lui Ceaușescu, care iar s-a dovedit falimentar din punct de vedere economic. Deci, după părerea mea, în primul rând, noi trebuie să ne clarificăm ca țară ce vrem. Și aici aș intra într-un subiect un pic delicat. Vedeți, eu văd un blocaj în momentul ăsta în ceea ce ține de modernizarea României. În ce sens? În sensul că este o grupare din care, repet, și eu fac parte, care vrea cât mai multă europenizare a României, crezând că așa este bine pentru noi, și este o altă grupare care se teme de prea multă europenizare. Prea multă europenizare nu vor ei, prea puțină europenizare nu acceptăm noi. Unde ne oprim? Unde este echilibru? Unde este calea de mijloc? Că țara e una singură și o împărțim și unii și ceilalți. Sigur, sigur. Deci din punctul ăsta de vedere, eu cred că noi trebuie să ne clarificăm ideologic. E domnul Trump o salvare și pentru România? Eu nu cred chestia asta. Dar sunt deja concetățeni de-ai noștri care încep să vadă în domnul Trump o salvare și pentru România. E bun, domnul Trump, așa cum l-am văzut în campanie, că, repet, aici sunt de acord cu dumneavoastră, s-ar putea să vedem un alt Trump din momentul în care jură cu mâna pe Biblie că își va exercita cu bună credință cum ești postura de președinte al Americii. Da. Asta e un aspect. Al doilea aspect, trebuie să ne consolidăm la nivel de instituții și capabilități. În special, sau dacă vreți, inclusiv sau pe zona de apărare. Ce vreau să spun? Noi contăm pe aliați și suntem parte dintr-un sistem, dar nu mai avem ca altă dată garanția că sistemul ăsta este invincibil. Asta e problema. Gândiți-vă că 2017 este un an în care vom avea alegeri în Franța, vom avea alegeri în Germania, pilonii Uniunii Europene. Bun, vor mai fi și altele mai mărunțele prin Olanda, prin Cehia, chiar și prezidențiale în Ungaria. În fine, astea cu contează mai mult sau mai puțin, dar în momentul ăsta totuși când eșafodajul să mișcă orice mică cărămidă strică echilibru. Bun. Deci ăsta e momentul. E un moment în care, în fine, un anumit spirit al timpului câștigă alegeri. Ne place sau nu ne place, asta este. Și există sentimentul că, și la juni avem alegeri peste o lună, există sentimentul că e o instabilitate în lumea asta aliaților noștri, că nu mai putem conta pe ei, sau cel puțin ne temem că nu mai putem conta pe ei, și oamenii când se tem fac mișcări bruște. Că știți cum e la spaimă. Bun. Acum, nu avem atât de multe motive să ne temem, dar nici nu atât de multe motive să fim rele. Uh-huh. Ce vreau să spun este că, folosesc un termen puțin demontat, vigilența trebuie să fie alta decât până acum. Deci trebuie să fim mult mai atenți la ceea ce se întâmplă, pentru că incertitudinile sunt mai mari. Și ceea ce altă dată consideram imposibil să se întâmple, astăzi sunt scenarii probabile. Da. Chiar aș recomanda să nu mai operăm cu scenariile pozitive, că am tot făcut-o și sau tot au tot fost infirmate. Apropo și de speranța că nu va fi Brexit și speranța că nu va fi domnul Trump. Uh-huh. Poate că e mai bine chiar să nu ne mai bate în capul deloc cu scenariile pozitive, măcar de s-ar materializa, și să ne concentrăm mai pe scenariile negative. Pe de altă parte, e clar că ne trebuie în primul rând, instituțiile noastre trebuie întărite. Uh-huh. Și instituțiile de interacțiune cu exteriorul, mă refer la Ministerul de Externe, la alte ministere, cum e Ministerul Apărării, care are partea de diplomație apărării, dar și întărite instituțiile care, cum să vă spun, să asigure liniștea și coeziunea în interior. România e ruptă în bucăți pe mai multe axe. Este această axă de care am vorbit deja ideologică. Avem fragmentarea socială. Mulți dintre românii noștri trăiesc prost. Și pentru ei e foarte dificil să vii să spui e mai bine acum pentru România că am intrat în NATO și UE. Deși ce arată cifrele? Că aici, și America are problema asta. America e mai bogată ca acum 25 de ani. Deci e lumea nemulțumită. România e mai bogată ca acum 25 de ani. De trei ori mai bogată. Deci este un fenomen foarte interesant. Trebuie să vă mărturisesc că prima oară am auzit despre el cu mulți ani în urmă, cred că vreo 10, când am avut ocazia să vorbesc cu un fost prim-ministru polonez care remarca asta. Îmi spunea că după toate cifrele, polonezii câștigă mai mult, trăiesc mai bine, au, în fine, averi mai mari decât aveau nu știu ce, dar cota de nemulțumire era uriașă. Și el asta se întreba, dom'le, cum se întâmplă că oamenii nu-și dau seama, nici ei, că totuși trăiesc mai bine decât, să spunem, acum 15-20 de ani. Ei bine, fenomenul ăsta îl văd acum la scară internațională, în cel puțin în zona democrațiilor, acolo unde nemulțumirea oamenilor e un tip de angoasă de cele mai multe ori, sunt frustrări,
în care nemulțumirea oamenilor este evidentă și greu explicabilă. Dar mai e ceva. Cred că crește tensiunea reacției la ipocrizia politicienilor. Eu cred, de pildă, revenind la America, că printre altele Hillary Clinton a pierdut pentru că o pătură întreagă de americani săraci, cărora ea li se adresa, fiindcă era democrată, teoretic trebuiau să fie cu ea, nu cu miliardarul, așa nu? E. Nu puteau să se recunoască. Adică această doamnă avusese nunta copilului ei, de o nuntă de 5 milioane de dolari, las că banii erau de la fundat, nu contează, o nuntă de 5 milioane de dolari, se bate pe burtă cu toți miliardarii americii, strângea sume halucinante, pentru că a mea, și în același timp ea spunea: eu sunt alături de ăla care trăiește din ajutor social. În America există un sistem de ăsta în care se dau un fel de celor foarte săraci, se dau un fel de voucher care zic că să-și cumpere mâncare. Deci pentru familia mâncare. Clinton are o avere de vreo 200 sau 300 uriaș. Milioane de dolari. Da. Și atunci, între acest tip de ipocrizie și un miliardar care spune: da, sunt miliardar, sunt putre de bogat, am avionul meu, am hotelurile mele, ăsta sunt, oamenii au ales cu furie, au ales tipul de onestitate. Mai ales că mai e un aspect pe care trebuie să-l discutăm. În 2008-2009, ca să fie salvate băncile, deci niște entități private, cu importanța lor în economie nimic de zis, nota aia de plată a fost pusă pe cârca, pe spinarea americanului obișnuit. Da, da. Am discutat și eu cu amici de ei mei, inclusiv cu români plecați acolo. Americanii au pierdut mult în criza aia. Au pierdut din banii pe care aveau în bănci, au pierdut din banii pe care aveau în fondurile de pensii. Mi-aduc aminte și acum că un amic pe care îl avem amândoi, sau cel puțin îl știm amândoi, îmi spunea că a pierdut din economiile pe care le avea, bănci, fonduri de pensii, acțiuni și alte așa, vreo 80.000 de dolari. E bine, sistemul politic care a hotărât că protejăm băncile în defavoarea cetățeanului american, inevitabil în competiția electorală a fost reprezentat de doamna Clinton. Hillary Clinton. Da. Și prin conexiunea cu Partidul Democrat, cei 8 ani de președinție Obama, și prin conexiunea cu Wall Street-ul. Sigur. Dar lucrurile astea se știau. Adică nimeni n-a avut impresia vreodată că doamna Clinton e perfectă. De fapt, competiția în America a fost pentru între două impopularități. Doamna Clinton, cu defectele de establishment, inclusiv zona asta de ipocrizie, apropo de averea personală, iar domnul Trump cu toate aceste întrebări de genul: e suficient de competent să-i dăm America pe mână? E carismatic, dar știe să gestioneze o țară ca asta, inclusiv butonul nuclear e responsabil pentru el, având în vedere o serie întreagă de, cum să vă spun, totuși să ne aducem aminte, de campanie. Acum spunea o chestiune, după o săptămână se răzgândea. Da, 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 acum da. Mințea, după aia spunea că n-a spus. Adică aici totuși presa l-a sancționat și lucrurile astea au avut un impact. Poate de-aia am și început ușor, ușor să ne ducem și mai mult spre doamna Clinton, când îl vedeam pe domnul Trump cum se comportă ca actor. Pe de altă parte, actor din, politic. Unul din lucrurile pe care poate ar trebui și noi să le învățăm despre cum reacționează, repet, această alcătuire bizară și capricioasă care e poporul, trebuie să remarcăm că șansele lui Donald Trump au crescut pe măsură ce toată presa americană s-a aliniat da, asta a fost lui. Victima... Toate vocile publice s-au aliniat împotriva lui. Așa. Prin urmare, a fost ca un fel de reacție populară la o elită pe care teoretic, sau elita își imaginează că are influență și că e recunoscută ca atare în popor, și în realitate, iată că probabil că dacă vrei cu adevărat să învingi pe cineva, trebuie întotdeauna să-i lași și lui o zonă de susținere, măcar să pară o polemică. Pentru că ceea ce s-a întâmplat, până și posturile de televiziune tradițional republicane erau furibund anti-Clinton, fără îndoială, dar erau foarte reticente și cu Trump. Noi, în înțelepciunea noastră populară, avem o fabulă sau o povestioară foarte frumoasă cu țăranul și cu peștișorul de aur, care în momentul în care peștișorul îi spune: țărane, țărane, salvează-mă și îndeplinesc trei dorințe, țăranul strivește cu călcâiul, întrebând așa retoric: pe cine faci, mă, tu, țăran? Aha. Deci, eu cred că aici a greșit tabăra Clinton, reproșându-le prea direct, prea dur, prea vizibil celorlalți, că sunt, cum spunea doamna, deplorable. Doamna. Da, deplorabil. Deci asta a fost o greșeală majoră de campanie, da. Pentru că oamenii sunt oameni și trebuie să-i asculți, chiar dacă îi greșesc în punctul lor de vedere. Sigur. Noi, de multe ori, dacă celălalt știm că greșește, având în vedere că avem o înțelegere superioară a lucrurilor, ni se pare, cum să spun, corect, chiar, deși e nepedagogic,
să tăbărâm asupra lui, să-i spun, nu pricep, Da. E bine, asta a stârnit, eu așa mi-explic, ca să zic așa, sprintul de final al domnului Trump. Toată această încrâncenare a elitei americane împotriva celorlalți, mergând pe ideea că noi știm mai bine, că avem mai multă carte, voi nu pricepeți lucrurile astea, e o miză superioară aici, bun, a dus la acel val de ostilitate și ceea ce cred că l-a făcut într-un final pe domnul Trump președinte, plus FBI-ul cu o mică contribuție. Că aici mi-e clar că acel comunicat al FBI-ului, că iar a dat apă la moară sau într-un fel i-a determinat pe mulți să spună, aha, uite, totuși are o problemă doamna Clinton, și aici sunt de acord că doamna Clinton, nu știm cât, dar a pierdut niște procente. Ăla a fost un moment critic pentru că creștea avansul față de domnul Trump. Bun, în măsura în care erau exacte și toate aceste evaluări. America e o țară atât de mare și de complexă că am sentimentul că exit poll-urile și toate valorile astea nu au nicio valoare. Nu poți să surprinzi ceea ce este pe dedesubt, cum să spun, cât de învolburate sunt apele de adâncime. Uh-huh. De-aia n-am nimerit nici Brexit-ul. Asta este o mare problemă în toată analiza occidentală. Noi oare știm cu exactitate ce e în străfundul societăților noastre? Ce se întâmplă acolo? Asta e o întrebare. Toți prietenii din Marea Britanie mi-au zis nu se întâmplă Brexit-ul. N-are sens, nu face logică. Asta cred că e o întrebare cu adevărat profundă. Noi am dezvoltat în civilizația europeană și în civilizația americană mijloacele astea de a măsura opiniile poporului, de a temperatura, să spun, opiniei publice pe o anumită chestiune sau pe alta, și se dovedește din ce în ce mai mult că mijloacele astea pe care noi ne-am imaginat că le-am rafinat la culme, sunt inutile. De fapt, dau rateuri. Suntem într-o zonă, nu să spun cum spun fizicienii care se ocupă de lumea atomică și subatomică, ca în principiul lui Heisenberg. Pe măsură ce observi un fenomen, de fapt îl modifici. Da. Ideea este că pe măsură ce noi încercăm să observăm ce se întâmplă în staturile profunde ale societății, de fapt ceea ce vedem acolo e altceva decât ceea ce se... Poate că mijloacele noastre... Poate că și încrederea din interiorul sistemelor sociale, odată cu această evoluție spre, cum spune, spre un model mai progresist, a început să dispară. Adică am sentimentul că oamenii sunt din ce în ce mai puțin dispuși să-și dea credit unul altuia. Să creadă că părerile celuilalt trebuie... Fenomenul ăsta e deja teoretizat în Statele Unite. L-am observat acum un an de zile. Două fenomene mari pe care le-am observat acum un an de zile și acum mă uit mai atent la ele. Teoria asta cu politica post-adevăr, post-truth politics, cu alte cuvinte, social media are capacitatea de a arunca multe minciuni pe piață. Uh-huh. Mai mult decât poate corecta sau lămuri mass media asta mainstream, adică de tradițională. Da. Nu mă refer la România, care e atipică din privința asta, dar în Occident asta se constată, că Facebook aruncă multă ură, multă minciună, așa multă e. Și mainstream media nu poate contracara fenomenul ca atare. Aici e și explicația pentru care o să se întreagă de circuri sau au fost polarizate. Pe de altă parte, e un fenomen anti-intelectualist pe care l-am văzut și în Marea Britanie. Experții au fost negați de oameni fără nicio bază. Pentru că în furia lor, oamenii au trebuit să se descarce pe cineva. Iată. Deci în Marea Britanie, experții care spuneau nu e bun Brexit-ul pentru Marea Britanie, nu avem nicio garanție că va fi mai bine, nu au contat. Și aici mi se pare un mare pericol. Lucrul ăsta se vede totuși în gest, să spun, se vede în toate democrațiile, inclusiv la... N-au contat experții în Statele Unite. Experții spuneau Hillary e o variantă mai bună pentru noi ca țară decât domnul Trump. Da, toată lumea. Au fost inclusiv experți republicani. Da. Prin urmare, această lipsă de încredere crește în sau neîncredere, această neîncredere crește în interiorul societăților democratice și asta sigur că creează... Și ne întoarcem la Platon. În America, în momentul ăsta, discuția este asupra lui Platon. Are Platon dreptate când spune că germenul distruge democrație. E tot în democrație, în prea multă democrație. Pentru că teoria lui Platon, asta este, democrația produce și mai multă libertate, libertatea produce prea multe opțiuni, prea multe opțiuni destabilizează lumea care vrea mai degrabă ordine și autoritate și așa ajungem la tiranie plecând din democrație. Da, eu aș vrea să abordăm acum lucrurile un pic și din alt unghi. Avem această situație foarte complicată în Orientul apropiat, care a născut o criză în interiorul Uniunii Europene, interiorul Europei, o criză care este deopotrivă administrativă, politică și culturală. Și anume această criza migranților.
Și aș vrea să știu părerea expertului Iulian Fotan, asumând că e posibil ca poporul să vă rejecteze, pentru că suntem în vremea în care poporul rejectează experții. Când vine vorba aș vrea să vă întreb concret. Știm toate detaliile crizei, știm cum a apărut, de ce a apărut, știm ce avem de gestionat acum. Care credeți că ar fi raportarea cea mai... nu spun corectă, ci cea benefică pentru Uniunea Europeană și pentru Europa în fața acestei Nu chestii. Există o soluție în acest moment pe nicăieri. Și am să vă spun și de ce. Orientul Mijlociu reprezintă o regiune prăbușită. Noi, în general, am operat cu conceptul de țară prăbușită. Da. O țară se prăbușea, căutam o soluție. Nu avem încă pus la punct conceptul și soluțiile pentru regiuni prăbușite. Uh-huh. Nu am mai operat cu regiune, cu ideea de regiune prăbușită, cred că de la războiul din fosta Iugoslavie. Și atunci, și acolo, de bine de rău, vorbeam de totuși 3-4 entități. Dintr-o care au fost, fostă țară. Totuși. Dintr-o fostă țară, da, cultură occidentală. Bun, deci, de bine de rău am putut să ținem situația sub control. Deci, în acest moment, în Orientul Mijlociu, sunt atât de multe axe de conflict și atât de multe fracturi, că nu știu cum ar putea să arate acea soluție care să mulțumească pe toată lumea. Vorbeam de statul islamic. Statul islamic nu va dispare pentru că el este, de fapt, și expresia insecurității în care trăiește populația sunită. Nu e vorba numai de niște smuciți care au vrut să o organizație teroristă să-și declare statul. Populația sunită acolo se simte amenințată de această cooperare tot mai strânsă și discuție tot mai pragmatică între Occident și șiiți, în special Iranul. Deci acolo ai sentimentul de teamă al populației sunite, care vrea să știe ce se va întâmpla cu ea și să aibă exprimarea ei. Ai, această aspirație la independență sau măcar o largă autonomie a populației curde. Cum construiești o soluție acolo să le convină curzilor și în același timp să le convină și, ce ar putea să fie irachienilor, turcilor. Deci, ce vreau să... Teoretic există soluția. Adică... Se partajează teritoria asta. Nu păi e da, dar nu există... Problema este că există în interiorul acestor societăți, între aceste grupuri, o adversitate maximă, o intoleranță îngrozitoare. Asta am avut-o și acum 100 de ani. Dar acum 100 de ani, când am partajat Orientul Mijlociu și când unora nu le-a convenit, noi occidentali eram suficient de puternici ca celor care nu le-a convenit fie să-i lămurim, fie să le dăm de înțeles că asta este, asta nu le convine, e, da. Bun, și să impunem. Deci Occidentul a construit de bine de rău o soluție precară, dar a impus-o și a avut forța, iar ulterior americanii au preluat ștafeta. Și acum mai are forța, spune. Cine mai are? Pentru că avem competiția și între marile puteri. Nici Statele Unite, nici Rusia, nici China, care începe ușor să se amestece în Orientul Mijlociu, nu pot impune dar nici nu se pot înțelege între ele pe soluție, că încă sunt multe jocuri de sumă zero. Deci joc de sumă zero între localnici, să zic așa, joc de sumă zero între marile puteri, de unde vrei soluții în Orientul Joc Mijlociu? De sumă zero înseamnă că ce pierd unii câștigă alții, da. Și că există mentalitatea că pentru ca eu să câștig, tu trebuie să pierzi. Deci cu Orientul Mijlociu, după părerea mea, singura strategie fezabilă este îndiguirea, adică, cu alte cuvinte, acele măsuri care să-mi permită mie să mă protejez de toată această instabilitate generată de Orientul Mijlociu. Și în rest, va fi din aproape în aproape, războaiele prin proxy vor continua, pentru că, din păcate, marile puteri cred că își vor mai plăti poliția una alteia prin intermediul războaielor care au loc acolo. E inevitabilă chestiunea asta. Deci, drama, tragedia populației din zonă va continua, dar într-o manieră cinică și îmi pare rău că trebuie să o spun, dar cam asta este realitatea, noi vom fi restul în Occident și în alte părți mulțumiți că contagiunea va fi minimală pentru noi. Nu văd, repet, nici marile puteri într-o combinație fericită, nici cei din zonă să stabilizăm situația. Din păcate nu există, cum bine știți, nu există o soluție de a îndiguie tanș. Orice îndiguire are, ca să zic așa, scăpările ei. Și dacă scapă câteva sute de mii de refugiați odată, avem deja o problemă. Varianta cealaltă e să mă amestec eu militar în zonă. Cu ce șanse de reușită? Cu ce costuri? Măcar să știu ce vreau să fac dacă mă amestec militar. Care e obiectivul meu acolo? Nu vreau să încheiem emisiunea fără să avem o vorbă despre Moldova. S-au încheiat alegerile acolo. A câștigat Igor Dodon, a pierdut Maia Sandu. Există în media românească părerea că e o înfrângere a elementului românesc, e o înfrângere a ideii de România acolo. Cum vede Iulian Fota? E o înfrângere a României, nu a ideii de românism sau de element românesc. E o înfrângere a României, pentru că guvernul, așa zis, pro-european,
care ar fi trebuit să asigure corectitudinea legilor, că asta e ceea ce am vrut de la el, a fost, nu că a fost incapabil, n-a vrut să facă chestia asta. După părerea mea, cea mai proastă veste în Republica Moldova nu e că a câștigat Igor Dodon. Este că oamenii pe care eu i-am creditat ca pre-europeni, pe care i-am prezentat prin cancelarii ca pre-europeni, cărora le-am dat bani ca să treacă iarna ca pre-europeni, m-au mințit și m-au lucrat pe la spate într-o manieră absolut ordinară. Se știe că Maia Sandu a fost sabotată de actualul guvern, care, repet, avea obligația să organizeze alegeri corecte. Faptul că n-au trimis buletine de vot știind că va fi afluența mare pentru mine, și ăsta este numai un element, mai am și alte elemente de trădare. Deci, este absolut inacceptabil ca după ce am făcut atâtea lucruri bune pentru ei, doar pentru interese personale, ei să bată pe la spate palma cu Dodon, că actualul guvern l-a scos pe Dodon. Bine, dincolo de electoratul socialist, actualul guvern i-a dat lui Dodon un sprijin atât de important încât a câștigat alegerile. Mai mult decât atât, mi se pare absolut neelegant și nedrept să o criticăm noi pe Maia Sandu. Am văzut voci care o critică pe Maia Sandu, că n-ar fi împărtășit nu știu ce agendă națională, când de fapt alegerile au fost pierdute datorită trădării absolut ordinare a actualului guvern. Bun, acum problema pentru noi este complicată. Dodon va fi mai rău decât Voronin, pentru că este altă filozofie, alt tip, e și mai tânăr. Deci va fi mult mai, va avea tendința să fie, rău, perfid, mai agresiv, periculos, cu România. Agresiv față de România. Depinde, România trebuie să pună piciorul în prag în Republica Moldova pe mai multe chestiuni. Și nu știu dacă restul europei va face sau nu. Părea mea că restul Occidentului va ignora Moldova din momentul ăsta. Au atâtea probleme pe cap că Dodon e un pretext foarte bun pentru occidentali ca să lase zică problema. Asta ați vrut, spălați-vă cu el pe cap. România nu poate să facă lucrul ăsta, chestia asta. Nu putem întoarce spatele Republicii Moldova. Sunt totuși mulți dintre ei de acolo, frați de-ai noștri, chiar dacă ei nu o recunosc. Și ca atare trebuie să încercăm să le dăm un mână de ajutor. Dar înainte de a face asta trebuie să punem piciorul în prag. Nu ne respectă nimeni în Republica Moldova. Ne-au mințit, ne-au lucrat pe la spate, rușii sunt respectați că sunt temuți, noi care suntem frații lor suntem continuu înjosiți. Adică nu mi se pare corect și normal. Am văzut în presa românească, mai ales după alegerile din Moldova, o hartă înspăimântătoare. Noi avem așa capacitatea asta de a face hărți înspăimântătoare. Ideea era că România e singură și toți vecinii, într-un fel sau altul, în acest moment au, să zic așa, nu spun o preferință, dar au să spun o ușă deschisă către influența rusă. Harta asta, în fine, pe mine nu mă sperie, pentru că de fapt nu e nimic nou ce pe harta asta. Lucrurile nu s-au întâmplat începând de ieri. E așa? În fine. Dar întrebarea este, în perspectiva asta a lui 2017, extrem de tulbure, din punct de vedere politic, cum vedeți viitorul Uniunii Europene ca instituție? E sub semnul întrebării. Uniunea va rezista dacă noi toți o vrem. Și mie mi-e teamă că noi în Europa Centrală în continuare o vrem, chiar și acolo în țările unde critica la adresa Uniunii Europene s-a intensificat. Uh-huh. Nu cred că lumea e pregătită să renunțe la Uniunea Europeană. Uh-huh. Mie mi-e teamă că Occidentul, vestul Europei, anumite cercuri acolo s-ar putea să nu mai fie interesate de Uniunea Europeană și să dorească fie remodelarea ei. Sunt două grupări aici. Unii nord-vestul Europei. Da. Grupări olandeze, chiar germane, care vor nordici, vor remodelarea Uniunii Europene. E prea mare Uniunea Europeană. Și dacă avem timp, vă spun un fapt reprezentativ. Am fost acum 2 săptămâni la o discuție pe cooperarea în contraterorism la Bratislava. Era o doamnă din Belgia, a fost membră într-un fost guvern al Belgiei, care a spus foarte clar, pe contraterorism Europa e prea mare. Nu ne interesează cooperarea în forma 27. Vrem o cooperare strânsă între Belgia și țările din jur, vecine, pentru că noi suntem atacați, vizați. Da. Deci, asta vă confirm. Și sunt grupări care vor complet anularea Uniunii Europene. Același lucru mi s-a spus și mie într-un briefing de care am avut parte la un moment dat în primăvara acestui an la serviciu specializat antiterorist în Germania. Din punctul lor de vedere, spațiul de securizat este Germania, Franța, Belgia. Da, aceeași gândire. Bun, dar ideea da, ceea ce vreau să vă spun. Așa cum unii spun că Liga Hanseatică era mai utilă în trecut decât este Uniunea Europeană astăzi. Ideea este că avem sentimentul și în America și în Europa că o anumită elită a făcut pași foarte rapizi într-o anumită direcție, a lăsat marea masă a poporului, a societății în urmă.
pe de o parte, fără să întrebe vreo secundă dacă asta e direcția în care poporul vrea să... Pur și simplu, elita a imaginat un proiect și a luat-o încolo entuziast și acum ceartă, să spun așa, poporul că nu urmează foarte repede. Tipul ăsta de separare, să spun așa, ceea ce se numea odată deficit democratic, este, în ultimă instanță, după părerea mea, cauza și resortul pentru foarte multe fenomene negative care pot apărea în viitor. S-ar putea elita să aibă teoretic dreptate, dar dacă nu recuperezi poporul, ce făcea Moise dacă nu se întorcea în Egipt să-și ia poporul de acolo? Adică toată genialitatea lui ca lider și în toată comunicarea pe care o avea cu Dumnezeu, forța lui a stat din momentul în care și-a scos poporul din Egipt și s-a pus în fruntea lui. Deci pierderea poporului pe drum, chiar dacă noi ca elite știm că avem dreptate, nu ne ajută cu nimic. Deci trebuie recuperat poporul și convins că asta este calea, că de-aia e nevoie de lideri autentici. Pe de altă parte, e de spus și cu asta încheiem emisiunea, pentru că din păcate timpul a zburat, e de spus că și în interiorul elitei avem o grămadă de lucruri de dezbătut în legătură cu direcția pe care vrem să mergem. Nici elita, ea însăși nu e foarte, să spun, coerentă în direcția pe este care adevărat, o propunem. Este adevărat. Dar până la urmă, cum să spun, asta este lumea în care trăim și vreau să închei emisiunea cu gândul unui filozof pe care nu-l iubesc foarte mult, dar care a avut totuși, a fost foarte inspirat când a spus că până la urmă, important nu este ce face Dumnezeu din noi, ci ce facem noi cu ceea ce face Dumnezeu din noi. Rămânând întotdeauna evident cu ochii către. Doamnelor și domnilor, emisiunea asta se oprește aici. A fost o discuție fascinantă. Vă promit că îl voi mai avea pe domnul Fota invitat în studio. Îi mulțumesc încă o dată pentru prezență. Pe dumneavoastră vă îndemn în continuare să citiți și să vă rugați și vă aștept săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Europa Cristiană.